Salut, prieten, îl avem aici pe domnul Negoiță. Domnul Negoiță, nu mai furați, bă, hoțule, băi, nu mai fura, băi, nepotul unui criminal din 89, bă. Uitați, primarul de la sectorul 3, Negoiță, cel care fură pentru familia lui. Să îl vedem aici. Nepotul criminalului, lasă bă banii, băi, hoțule, borfașule, excrocule, cât ai furat bă, Negoiță, bă, nu te mai saturi. Acesta a fost Robert Negoiță, primarul sectorului 3, cel care are proces pe rolul curții de apel, pentru că DNA-ul îl acuză de fapte de corupție. Ce credeți? Infracțiunea care se prescrie cel mai repede. Traficul de influență, abuz în serviciu. Deci, astăzi, instanța curții de apel a spus așa. Datorită protestului, adunării, bla bla bla, acordăm termen. Deci, această batjocoră, acest protest din partea judecătorilor nu face altceva decât să îi bucure pe inculpați borfași, pentru că aceste săptămâni, luni de protest care vor fi, îi ajută pe toți borfașii ca să intervină mai repede prescripția. Deci, protestul judecătorilor ajută pe borfași. Această Negoiță, el în acest sector n-a construit niciun spital, nicio școală, a fugit repede, precum fac toți. A stat înăuntru, s-a plimbat o jumătate de oră ca să scape de mine. Dar eu, cum sunt foarte atent, nu a scăpat.